Și la Liceul de Arte George Georgescu din Tulcea a avut loc astăzi o activitate didactică dedicată Lunii pentru Viață. Evenimentul a fost organizat de profesorul de religie împreună cu elevii din clasele a 10-a și a 11-a, care au prezentat referate despre evoluția dezvoltării copilului în faza prenatală, precum și despre efectele psihologice ale avortului. La eveniment a fost prezent și preasfințitul părinte Visarion, care le-a vorbit elevilor despre valoarea vieții ca dar al lui Dumnezeu. În cadrul întâlnirii a fost vizionat un reportaj secvențe Trinitas despre această temă. A fost o acțiune deosebită și foarte actuală astăzi la Liceul de Arte din Tulcea, o acțiune închinată ocrotirii vieții. Luna martie este luna pentru viață, pentru că este luna în care Fecioara Maria a primit vestea cea bună că îl va naște pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Le-am vorbit elevilor despre darul vieții ca dar suprem din partea lui Dumnezeu și despre datoria pe care fiecare dintre noi o avem pentru apărarea vieții și mai ales pentru ca viața să fie trăită așa cum se cuvine, după legea lui Dumnezeu și în același timp să fim și noi făcători de viață și dătători de viață într-o lume care are nevoie de viața cea adevărată adusă în lume de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Tinerii de astăzi caută deseori modele în jurul lor, modele apropiate de vârsta lor și tocmai de aceea astăzi la activitatea pe care am desfășurat-o am prezentat elevilor un material realizat de Trinitas TV în cadrul secvenței Trinitas, unde fiica fostului vicepreședinte al Americii, Charlotte Pence, a prezentat modul în care ea susține viața și cu siguranță elevii școlii noastre astăzi au rămas cu ceea ce a prezentat această personalitate și cu siguranță cuvântul preasfințitului de astăzi a rămas în sufletele lor ca să rodească o sămânță și o floare frumoasă a credinței. A fost o activitate la care au fost implicați elevii claselor a 10-a și a 11-a cu tema Marșul pentru Viață. Acești elevi au susținut o serie de referate și au participat la discuții coordonate de către profesorul de religie, Gheorghe Cristian Gorun. Între Liceul de Arte George Georgescu și Episcopia Tulcii există o serie de parteneriate, elevii noștri fiind implicați în derularea acestor activități pe parcursul anului școlar. Astăzi am participat la o activitate desfășurată în cadrul Liceului de Arte George Georgescu din Tulcea, unde am susținut și un referat. Consider că astfel de activități și manifestări sunt benefice informării corecte a tinerilor din ziua de astăzi. În această lună, în Episcopia Tulcii, vor mai avea loc și alte activități tematice pro-viață.